Consilierii lugojeni au aprobat transmiterea în folosință gratuită pe termen de 10 ani către Poliția Municipiului Lugoj, biroul rutier, a unui dispozitiv de testare pentru droguri, Drug Test 5000, și a consumabilelor aferente. Dispozitivul de testare în valoare de 19.130 de lei a fost achiziționat de Primăria Lugoj în urma unei adrese a Poliției Municipiului Lugoj, biroul rutier, care a solicitat sprijin pentru achiziționarea unui dispozitiv de testare pentru droguri, care să vină în ajutorul polițiștilor rutieri în combaterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.